Care sunt 5 sfaturi cele mai importante pentru a vă crește magazinul pe Etsy? Rămâneți până la final și pentru un giveaway! Hei, eu sunt Lydia și pe acest canal vorbim despre cum să faci bani online și cum să crești o afacere online de la zero. Dacă vă interesează astfel de subiecte, nu uitați să vă abonați. Deci în acest video am pentru voi 5 sfaturi principale pe care trebuie să le țineți minte atunci când vă începeți un magazin pe Etsy și vreți să aveți vânzări. La finalul videoului vom vorbi și despre un giveaway. Deci primul sfat și cel mai important după părerea mea este ca înainte să vă începeți magazinul pe Etsy și înainte să vă listați primele produse, este să căutați ce se vinde pe Etsy pentru a avea șanse să faceți vânzări. Deci să faceți un research a produselor pe Etsy folosind platforma Sale Samurai, de exemplu. O puteți folosi pentru 3 zile gratuit folosind linkul din descriere. Deci această platformă vă ajută să determinați ce produse se vând pe Etsy, ce produse au competiție mică, dar un volum de căutare mare, deci oamenii sunt interesați de acel produs, numai că nu sunt chiar atât de mulți seller care vând acel produs pe Etsy, ca să aveți și voi șanse să apăreți în căutări și ca lumea să vă cumpere produsele. Deci această platformă vă arată competiția, vă arată diferite cuvinte cheie pe care le puteți folosi pentru produsele voastre, pentru listări și astfel veți avea șansa să aveți vânzări. Dacă doriți să și cumpărați pentru această platformă mai multe zile pentru a vă căuta cuvinte cheie și așa mai departe, nu uitați să folosiți și codul de reducere din descriere. Deci ca să faceți această căutare, scrieți întâi ce produs vreți să vindeți, iar apoi Sale Samurai vă dă mai multe exemple de produse de același tip sau produse un pic mai nișate pe care le puteți vinde. Și ce etichete sau tag-uri puteți folosi pentru acestea în acele listări. Al doilea sfat este să rămâneți la o singură nișă pentru magazinul vostru Etsy. De exemplu, dacă începeți cu produse digitale, încercați să rămâneți într-o nișă cât mai mică și să rămâneți doar pe produse digitale, să nu le combinați cu cele fizice. Deci adăugați produse cât mai multe din aceeași categorie ca să fie cât mai bune pentru același tip de client. Astfel, când cineva caută un produs și intră pe magazinul vostru, va fi interesat și de toate celelalte produse. Al treilea sfat este să creați produse de calitate și pe care clienții voștri să le folosească cu drag în afacerea lor sau în lucrurile pe care le au de promovat. De asemenea, alegeți un preț potrivit pentru produsul vostru. Pentru a afla care ar fi un preț potrivit pentru produsul vostru, puteți consulta din nou platforma Sale Samurai. Și aveți acolo o secțiune cu astfel de produse pe Etsy și cam care este prețul mediu. Al patrulea sfat este să vă optimizați contul de Etsy, magazinul Etsy, cu o poză de profil de calitate și cu un banner de calitate și să includeți și o descriere a magazinului vostru Etsy. De asemenea, puteți adăuga și o poveste a magazinului vostru mai jos cu diferite poze în care să explicați cum v-ați gândit la acel magazin, despre ce sunt produsele voastre și așa mai departe, care este scopul sau misiunea acelui magazin. Iar al cincilea sfat este să creați imagini pentru listările voastre de calitate, pentru a atrage atenția clienților în căutări. Pozele pentru listări trebuie să descrie produsul cât mai bine și să conțină cât mai multe informații pentru a convinge clientul să cumpere produsul. Trebuie să-i explice clientului de ce ar avea nevoie de acel produs și cum îl poate folosi. Pozele pentru listări de obicei trebuie să aibă 2700x2025 de pixeli. Dacă doriți să mai aflați alte 5 sfaturi foarte importante pentru magazinul vostru Etsy, pe care trebuie să le țineți minte dacă vreți să faceți vânzări, puteți merge la videoul Rebecca-i din descriere. Și acum că am ajuns la partea cu giveaway-ul și ea are un giveaway asemănător pentru care vă puteți înscrie folosind aceleași reguli. Deci nu uitați să mergeți să urmăriți și videoul ei din descriere și să mergeți să vă înscrieți și la giveaway-ul ei. Premiul acestui giveaway este de 100 de RON pe Revolut și un serviciu pentru creșterea magazinului Etsy, o analiză pe care o voi face magazinului vostru Etsy și vă voi da sfaturi cu privire la ce produse puteți vinde ca să aveți vânzări, cum să vă optimizați magazinul și diferite sfaturi personalizate pentru magazinul vostru Etsy. Dacă nu aveți încă un magazin Etsy, atunci îmi veți spune cam ce magazin ați vrea să începeți și vă voi da sfaturi pentru acela, personalizat pentru voi. Acum, ce trebuie să faceți pentru a avea șansa de a câștiga? În primul rând, trebuie să vă abonați la canalul meu de YouTube și la canalul Rebecca-i de YouTube, de nou îl aveți în descriere. Trebuie să-mi dați follow pe Instagram la Lydia Săvuică, de asemenea să-i dați follow și Rebecca-i la Rebecca Matei. Iar apoi, trebuie să lăsați un comentariu mai jos la acest video cu username-ul vostru pe Instagram. Astfel, eu voi putea face extragerea pentru premiu și vă voi și putea
contacta pe Instagram să vă ofer acest premiu. Trebuie să aveți minim 18 ani pentru a primi acest premiu, pentru că este vorba de 100 de RON pe Revolut, și pentru a primi analiza magazinului Etsy trebuie din nou să aveți un magazin Etsy deschis sau să aveți intenția să deschideți unul și să-mi comunicați care este nișa în care vreți să-l deschideți și eu vă voi oferi acea analiza magazinului personalizată pentru voi. Extragerea se va face la o lună de la postarea acestui video, folosind site-ul random.org. Puteți da share acestui video ca să afle și mai mulți prieteni despre acest giveaway și în viitor vom face giveaway-uri mult mai mari. Deci nu uitați să mergeți să urmăriți videoclipul Rebecca-i din descriere pentru a afla alte 5 sfaturi foarte folositoare pentru magazinul Etsy. De asemenea, vă puteți înscrie și la giveaway-ul ei, din nou folosind aceleași reguli, tot ce trebuie să faceți este să vă lăsați username-ul la Instagram și în comentarii la videoul ei pe YouTube. Deci cam acestea sunt sfaturile mele cele mai importante pentru a vă crește magazinul Etsy. Mulțumesc mult de vizionare, dacă v-a plăcut acest video nu uitați să-i dați un like și să vă abonați mai jos și nu uitați să vă înscrieți la giveaway. Mă puteți urmări din nou și pe Instagram la Lidia Săvuică și pe TikTok, iar noi ne revedem în videoclipul următor.